Înțeleptul împărat Solomon. Împăratul David a fost un om mare al lui Dumnezeu. În timpul împărăției lui, Israel a crescut de 10 ori mai mare decât a fost în timpul împărăției al împăratului Saul. Dar acum David nu mai putea împărăți, fiindcă el era bătrân și obosit și bolnav. Viața lui pe pământ era aproape pe sfârșit. Unul din cei mulți fii al lui David, Adonia, a spus poporului lui Israel că el va fi împărat. Chiar dacă numele lui înseamnă Domnul este Dumnezeul meu, Adonia nu a fost un om bun. El a încercat să fure împărăția, că știa că David era prea slab să-l împiedice. Dar Dumnezeu avea alte planuri. Soția lui David, Bathsheba, a știut că fiul ei, Solomon, va fi împărat. Ea a spus lui David despre planurile lui Adonia. Așa bolnav cum era, David a strâns liderii lui împreună și în public l-a făcut pe Solomon împărat peste Israel. Solomon nu a mai avut probleme cu Adonia, fiindcă poporul lui Israel a crezut pe David. David le-a spus că Solomon era cel pe care l-a ales Dumnezeu să fie împăratul lor. Nu cu mult timp după aceea, David a murit. Înainte de a muri David, el a vorbit cu Solomon ca să asculte pe Dumnezeu și să fie un împărat bun. Să mergi pe căile Domnului, ca să ai prosperitate în tot ceea ce faci, a spus David fiului său. Acela a fost un îndemn bun. Atunci Solomon a stat pe scaunul de împărat a tatălui său, David, și împărăția lui a fost întărită. Într-o seară, Solomon a avut un vis. În visul lui, Dumnezeu a apărut și i-a spus, cere! Ce vrei să-ți dau? Ce ai fi cerut tu lui Dumnezeu? Solomon a cerut înțelepciune pentru a fi un împărat bun. Cererea tânărului împărat i-a plăcut lui Dumnezeu. Solomon a primit ceea ce a cerut, dar Dumnezeu, de asemenea, i-a promis și multe bogății și slavă. Nu a durat mult timp pentru că poporul său să descopere înțelepciunea lui Solomon. Într-o zi, două mame au venit înaintea lui cu un bebeluș. Bebelușul femeii acestei a murit aseară și ea a înlocuit copilul ei mort cu copilul meu viu, a spus prima femeie. Nu, dar copilul cel viu este copilul meu și copilul cel mort este copilul tău, a spus cealaltă femeie. Cum putea împăratul să știe pe cine să creadă că este mama adevărată? Atunci împăratul a spus, aduceți-mi o suliță. Așa că i-a adus o suliță împăratului. Ce credeți voi că a vrut împăratul să facă cu sulița? Și împăratul a spus, tăiați copilul cel viu în două și fiecare să ia o jumătate. Atunci mama copilului viu a spus, nu, domnul meu, dă ei copilul cel viu și nici de cum să-l omori. Dar cealaltă a spus, să fie al nimănui, nici al meu și nici al tău, așa că tăiați-l. Atunci împăratul a spus, dați copilul cel viu la prima femeie, ea este mama. Și tot Israelul a auzit judecata și ei aveau mare respect pentru împărat. Ei au văzut că înțelepciunea lui Dumnezeu era cu el. Poporul lui Israel nu avea templu în care să închine Domnului. Când David a vrut să construiască un templu, Dumnezeu i-a spus, fiul tău va construi un templu pentru numele meu. Așa că Solomon a început să construiască un templu minunat în Ierusalim. Au durat 7 ani lungi pentru a construi templu. Dar ziua așteptată a venit când toți s-au adunat să asculte pe Solomon cum a închinat
templu numele Domnului. După o rugăciune minunată, împăratul și poporul bucuroși au adus mii de daruri și au avut o mare sărbătoare pentru 2 săptămâni. După aceasta, Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Solomon și a promis că îl va binecuvânta pe el și pe Israel atâta timp cât ei vor asculta de Domnul. Cu părere de rău, nici Solomon și nici poporul lui Israel nu au ascultat întotdeauna pe Domnul. Împăratul s-a căsătorit cu multe soții pe care Dumnezeu nu a vrut ca el să se căsătorească cu ele. Soțiile lui păgâne au întors inima lui Solomon după idol. Și inima lui Solomon nu mai era curată și loială Domnului, Dumnezeului său, așa cum a fost inima tatălui său, David. În timp ce Solomon și-a pierdut timpul nesocotind pe Dumnezeu, unul din ofițerii lui, Ieroboam, a avut o întâmplare ciudată. Un profet i-a spus că Dumnezeu va despăți împărăția lui Solomon și că Ieroboam va împărți peste 10 din cele 12 neamuri ale lui Israel. Atunci Ieroboam a scăpat repede în Egipt. El a știut că Solomon îl va omorâ dacă va rămâne. În sfârșit, Solomon a murit. Fiul său, Roboam, a pus impozite grele pe popor, mai greu decât a făcut tatălui Solomon. 10 din triburile lui Israel s-au răzvrătit și au ales pe Roboam să le fie conducător. Împărăția mare a lui Solomon s-a împărțit în două, așa cum Dumnezeu a promis prin prorocul său. Dumnezeu nu poate binecuvânta neascultarea. Înțeleptul împărat Solomon, o povestire din cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, se găsește în 1 Împărați, capitolele 1 până la 12. Descoperirea cuvintelor tale dă lumină, Psalm 119 cu 130.